Renato Usatăi, liderul blocului Renato Usatăi în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție electorală. Care este miza acestor alegeri parlamentare anticipate din 11 iulie? Miza, eu cred că pentru toți cetățenii, este ca țara să fie resetată. Avem nevoie de o resetare totală. După tot ce s-a întâmplat în Republica Moldova în ultimii 30 de ani, nu avem o altă soluție. Și eu sunt sigur că rezultatul care îl va obține blocul electoral Renato Usatăi va fi unul foarte bun și va participa în această resetare. Nu ca opoziție, dar cred că totuși ca o parte de guvernare. Dar ce înseamnă o resetare? De unde pornește și unde ajunge? O resetare totală. Eu cred că Republica Moldova, după ce a fost violată de atâtea ori Constituția țării, are nevoie de nouă Constituție. Dar asta, să-i spunem, partea juridică, da? Partea politică. Dar partea concretă, când în 30 de ani niciun parlament, niciun guvern, niciun președinte de țară nu a ieșit să comande elaborarea unui plan concret de modernizare a țării în diferite domenii. Și nu contează că e economie, că e agricultură, că e sistemul de învățământ sau medicină. Noi avem nevoie de o planificare foarte, foarte concretă, absolut în toate ramurile. Și dumneavoastră credeți că rezultatul acestor alegeri va permite o resetare de la A la Z? Da, eu sunt sigur că cu participarea blocului electoral Renato Usatăi va fi totuși majoritatea viitoare va fi din oameni buni și nu din oameni răi. Eu am spus foarte clar, da, suntem în alegeri, dar am spus foarte clar că eu înțeleg tot pe toți și sunt foarte mulți speculații, chiar că mușă rușa să-l îndoaie pe Usatăi, Dodon spune că să mă îndoaie românii, nu m-a îndoit nimeni până la 42 de ani și nimeni nu va mai îndoia niciodată, dar am spus foarte clar. Eu nu sunt gata să discut acum despre viitoare coaliție, dar pot să vă spun cu siguranță că eu nu pot fi nici într-un fel de coaliție cu culoace, cu participanții la furtul miliardului, la Andromatul și altor crime de rezonanță. Apropo, un urmăritor de pe Instagram, pe nume Ion Rusu, asta și vă întreabă, ați putea da garanții că nu veți merge într-o majoritate parlamentară cu PSRM, PCRM? Nu, uitați-vă, eu nu vreau să dau denumirea nici la un partid, doar din cauza că suntem în electorală. Tot această întrebare era înaintea turului întâi la prezidențiale. Am fost foarte sincer atunci, după comportamentul meu, pe nimeni nu am mințit și acum am spus nu fac cu culoacele, cu participanții furtului miliardului și altor crime, că e la Andromat sau altele. Dar putea cineva totuși să aplice mecanismul șantajării? Și contra mea, da? Imposibil. Nu, că tentative vor fi, sunt sigur, cum au fost și după turul întâi la prezidențiale, vor fi, tentative vor fi, sunt sigur. Dar că vor ieșua, tot sunt sigur. Când cineva din unii experți, analiști, merg pe la televiziuni, că acest Usatăi are avere ascunsă în Federația Rusă, toate averile mele sunt în declarație. În afară de casă, în Federația Rusă și unor terenii, eu nu am avut și nu am nimic, toate sunt în declarație, dar dacă cineva să încearcă să fac presiuni foarte mari asupra mea... Inclusiv prin dosare. Da, nu prin dosare, el e unul. Poate vor mai inventa unul, acum în campanie electorală, cum a fost la prezidențiale cu ăla, cu Landrumat. Nu exclud, dar asta poate să fie rezultatul zero. Iată, am fost lovit, toate televiziunile, toate mass media din Federația Rusă m-au atacat, mai ales înainte de turul 2, parcă participam eu în turul 2. Știți cum? Atâtea atacuri am avut asupra mea, am rezistat, am o imunitate. Pentru mine este important, doamna Valentina, ca acest domn Ion, care vă dă întrebarea, și restul cetățenilor care ne privesc, eu doar să trebuiască să merg în stradă, să mă uit în ochi la oameni, o să trebuiască să merg prin diferite localități din țară. Eu n-am făcut, niciodată n-am mimat, nu am imitat și ies eu în fața oamenilor, cum au făcut-o mulți, pentru a salva Republica Moldova, astăzi putem să mergem la orice fel de colectiv. Gata, închideți tema și... Cetățeanul e foarte dezamăgit în clasa politică și mai ales în promisiunile pe care le fac politicienii în campanie electorală. Da. Care e oferta cu care veniți dumneavoastră în fața cetățenilor? Pe mine și echipa noastră ne diferă de alții că am spus că cei care tot au făcut planuri, strategii în ultimii 30 de ani,
cei care au fost în mai multe coaliții și prin mai multe partide. Ei, așa, la nivel de declarații, de planuri și strategie au rămas. Dar noi, noi le vom realiza ceea concret, ce vorbeau. Concret, ce propuneți? Primul, am spus, nu, prima, tot ce vreau să-mi termin gândul, ceea ce ține de, că noi suntem unicul concurent electoral, nu avem foști deputați, foști miniștri, avem primari de orașe, de sate, care cel puțin de două ori sau au câștigat mandatul de primar, au sunt aprecieți la nivel local, cei ce ține de calm. Sunt oameni gospodari, oameni la locul lor. Și mai bine ca primar, nimeni nu cunoaște problemele cetățenilor. Și în comparație cu politicienii, noi în două mandate am hotărât problemele cetățenilor, dar nu mergeam cu promisiuni. Prima dată mergi cu promisiunea, a doua oară oameni te votez pentru Unistat. Și astăzi când în municipiul Bălț, eu mă mândresc că suntem unic oraș, pensionarii la anumite ore dimineața și seara au acces gratis și la rutiere. Nu mai vorbim la troleibuse, că troleibusul pot circula zilnic în fiecare zi. Că avem cea mai bună piscină din țară, că am deschis școală de tenis, am ridicat la nivel național și internațional în general, au fost mai multe proiecte realizate în domeniul tineret și sport. Cu aceiași bani am reparat mult mai mult ca cei care au condus orașul până la mine și cel mai important, eu mă mândresc de faptul că suntem unicul oraș din țară care 3 ani la rând și acum sunt sigur și a 4 ani la rând avem apus cea mai transparentă primărie din țară. Pentru că faceți trimitere la administrația publică locală, sunt două tabere acum, de unde vin două scenarii. Unii spun că ar trebui să fie lichidate raioanele, alții din contra insistă pe ideea că în niciun caz raioanele în această berigă nu trebuie să fie lichidate. Deci, ce punct de vedere împărtășiți dumneavoastră? Unul din punctele principale care noi ne l-am asumat public și am semnat și un acord ca, cu conducerea Calmului, că imediat după alegerile parlamentare vom anula consiliile raionale. Ca să fie înțeles corect, raionul rămâne la locul lui, nu va avea cine să șantajeze primarii. Dacă va dispărea acest consiliu raional cu președint, vicepreședint, primă. Și cel mai important lucru, nu contează că sunt primarii satului sau orașului, de la Usatei, Sandu, Năstas, Dodon, Independenț, toate sursele vor fi distribuite conform numărului de locuitori și câți metri pătrați are localitatea. O să vedeți cât de bine o să respire primarii și cetățenii împreună cu ei și cel mai important, și un lucru tot foarte important, că toate sursele care se consumau pentru a menține acest instrument politic, că altfel nu-i pot spune, aceste consilii raionale, vor fi distribuite tot în folosul cetățenilor și a localităților. Dumneavoastră insistați pe dictatura justiției, cum ați descifra acest lucru? Dictatura legii vorbeam. Dictatura legii. Da, cum am spus, când m-a întrebat tot unii colegi de dumneavoastră ce înseamnă dobro s kulakami. Da, se traduce ca mână de fier în mănușă de catifea, ca traducere e corectă, dar sună nu. Dictatura legii asta pentru mine înseamnă ca mediul de afaceri să nu mai fie interesat cine e comisarul în raion, cine e șeful la fisc sau cine este șef la un alt minister sau o agenție. Așa cum astăzi se practică toată lumea civilizată, da, în lume. Oamenii trebuie să știe că ei vor fi protejați și nu vor fi cumva controlați, verificați, să le pui niște condiții, nu, mediul de afaceri mă înțelege perfect. Da, când ei deseori s-au plâns de hărțuiri, da, de da, intimidări, de preluarea business-ului. Da, când astăzi, când vorbim despre dictatura legii, ca să ne întoarcem la același gost, nu știu cum se spun în limba de stat, gost, toată lumea cunoaște. Standarde, da. Da, un standard. Fără acest standard, noi nu mai avem astăzi produse calitative, deoarece nu există un laborator național ca produsele lactate să fie lactate, așa cum declară, cele din carne, din carne. La noi foarte multe lucruri n-au fost realizate, n-au fost conducători potriviți, n-au fost manageri anticriză. Votul din diasporă și votul din Transnistria și importanța acestui vot. Orice vot este foarte important.
eu am fost unicul care în alegerile prezidențiale a demonstrat că am fost votat și diaspora de est, de vest, Israel, Statele Unite, Canada. Deci am demonstrat că pot uni societatea și nu dezbinca alții. Astăzi suntem obligați să protejăm posibilitatea celor din diaspora de a vota. Și unii, atunci când ei spun că acești oameni nu trebuie să voteze, că acești oameni sunt plecați din țară și n-au ei treabă să influențeze procesele politice din Republica Moldova. Mai există șanse totuși ca acest număr al secțiilor de votare din străinătate să crească? Doar dacă vom face presiuni mari la Curtea de Apel. Alt scenariu nu există. Votul cetățenilor din stânga Nistrului și importanța acestui vot? Este important votul la toți cetățenii, important să nu se întâmple cu aceste voturi fix așa cum a fost la prezidențiale, la parlamentare 2019. Acum, după cum eu cunosc, nu o să fie foarte mulți cetățeni din stânga Nistrului care vor veni la vot. Totdeauna au rămas datori, dacă nu greșesc, cu 4.500.000 de dolari la șerif. E un conflict de Doamne ferește, ca să înțelegeți, pentru că la un moment dat, la orele 1 sau 2, le s-au terminat banii și Dodon, ca și în celelalte cazuri, cu promisiunile stă bine, dar cu îndeplinirile nu prea. Și acum am înțeles că s-a implicat cineva din Federația Rusă ca cumva să fie susținut această procedură de a trimite cetățenii organizat la vot. După cum am înțeles, e un grup, e un refuz total, dar eu înțeleg doar foarte bine și toți cetățenii care cunosc realitățile din Transnistria știu că nu hotărăște Krasnosilski, dar hotărăște acest grup de companii șerif. Eventual, dacă ajungeți dumneavoastră la guvernare, cum rezolvați problema transnistriană? Noi trebuie să demonstrăm astăzi capacitățile noastre și oamenii trebuie să vadă o schimbare pe malul drept a Nistrului și atunci ei vor tinde spre noi, așa cum mulți din partea Nordului au devenit unioniști nu din cauza că nu pot trăi fără România sau sunt mari fani a limbii române, dar deoarece oamenii când merg în excursie la molul din Iași sau în alte localități, știu cum funcționează justiția România, deci la noi numărul de unioniști în țară a crescut nu din cauza spiritelor unioniste, dar oamenii s-au saturat. Voroni înfilat, plahotniuc, oleac de Dodon și tot ce au văzut ei în anii ăștia. Și de asta noi vom putea soluționa. Când voi fi noi atractivi pentru cei din stânga Nistrului, așa cum astăzi pentru unii este România, doar atunci problema poate fi soluționată. Alte decizii nu poate fi. Și dumneavoastră credeți că un rol decisiv nu poate să-l aibă și mediatorii, inclusiv Federația Rusă, care este niciun mediator nu va putea influența procesul în momentul când cetățenii noștri din stânga Nescu, să o spui că gata, ne-am saturat. Vă asigur eu că să vie ruși americanii, ei singuri se vor clarifica și cu șerif și cu restul în 2-3 zile. O să cereți retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova? Nici un stat nu poate să aibă o armată pe teritoriul Republicii Moldova. Eu sunt contra să apare o bază NATO pe la Marculești, tot de mult vehiculează. Fix așa nu sunt de acord să fie cei din Federația Rusă. Dar deoarece asta o avem ca o moștenire unor greșeli politici de la începutul anilor 90, astăzi noi trebuie să găsim soluția ca ei în cât mai scurt timp să părăsească teritoriul. Dar aici, iată, fără dialog, nimeni nu o să reușească, deoarece ei deja, vă dați seama, au rădăcini de 30 de ani de zile. Adică noi o armată adusă acum 3 ani de zile. Eu sunt sigur că cei din Federația Rusă tot au obosit de specialiști în politica moldovenească de-al de Dodon. Eu nu pretind cuiva să-i plac rușilor, cum nu pretind să le plac tare americanilor sau, în general, Occidentului, dar într-un dialog eu sunt sigur că ei vor accepta când vor fi siguri rușii. Că Republica Moldova nu poate fi folosită, spre exemplu, de Occident ca un poligon contra lor, eu sunt sigur că ei în foarte scurt timp își vor retrage forțele militare din regiunea transnistreană. Ce scenarii post-electorale credeți dumneavoastră că ar putea, la modul cel mai realist, să apară după 11 iulie? Tot depinde ce se va întâmpla până la alegeri.
Dar ce se mai poate deoarece, da, păi eu am declarat o lună urmă, ați văzut când am declarat că va fi înregistrat un spoiler PAS și va fi și blocul Maia Sandu. PAS-ul, vedeți că deja l-au înregistrat și blocul Maia Sandu. Eu cred că când va apărea acest interviu, deja poate fi înregistrat și blocul Maia Sandu. Deci și se pregătesc mai multe mizerii din partea lui Dodon pentru cumva a manipula rezultatul acestui scrutin electoral. Ceea ce s-a început cu diaspora este frunze verde, știți cum. Dar ce mai puteți anticipa că ar putea să se mai întâmple? Dar eu nu vreau să anticip, eu o să fac tot posibil ca să-i cunosc planurile din timp, ca să-l demascăm și împreună cu cetățenii cumva să putem să protejăm și votul cetățenilor pe data de 11 iulie și nu doar. Încă un urmăritor de pe Instagram întreabă de unde are atâta informație Renata Usată despre Dodon, despre Șor, despre Plahotniuc. Pe parcursul vieții mele am avut posibilități de a colabora, de a face cunoștință cu lume diferite, de a colabora inclusiv cu structurile de forță din diferite state și din momentul că unii ofițeri care într-adevăr așteaptă o schimbare într-o instituție de forță sau alta, au încredere în mine și de asta mi se transmit de mai multe ori aceste informații care eu le fac imediat publice dacă ține de securitatea statului, de securitatea. Să știți că în spațiu public deseori se mai strecoară câte o informație și se crede că Renata Usată se identifică cu un FSB-ist. Bun, asta povestea cu FSB o spuneau. Acum această poveste nu mai poate spune nimeni, nici un om, adică nici o persoană care cât de cât urmărește ce se întâmplă în politică, deoarece eu sunt în război deschis cu FSB din 2018-2019, asta cunoaște toată țara, adică cum poți să... Știți cum? Dodon spune că lucrez cu românii. Românii spun că lucrez cu ruși. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi. Dodon cu Voronin au băgat o sperietoare pe stânga, pe centru stânga, că Usată cu Maia Sandu pregătește unirea cu România și să aducă forțele și bază militară NATO în Moldova. Cei de dreapta spun că Usată e agent FSB-ului și la indicația Kremlinului se pregătește să facă coaliții cu Dodon și cu Șor. Și eu mă uit și la unii și la alții și înțeleg că cel puțin trebuie să meargă streacă ambele părți care mă acuză să treacă pe la Costiujeni după un certificat, dar sunt niște aberații, eu am fost și sunt în coaliții doar cu cetățenii Republicii Moldova. Primar, deputat sau premier? Vor decide cetățenii. Dar tot ar trebui să hotărâți pentru dumneavoastră. Vor decide, depinde câte voturi vom avea, ce fel de... spre exemplu, dacă va fi, spre exemplu, unica soluție să-i spunem că să-i fac o coaliție cu hoțomanii. Adică să fac o coaliție cu hoțomanii, mai bine stau încă 10 mandate primari de băs. Eu pot să merg, dacă vorbim despre parlament, vorbim despre guvern, când eu știu că încep a realiza planul. Da, farmacie electronică în fiecare sat, zilele este o prezent. Deci am nevoie de 45 luni, n-am nevoie de 45 ani. Cei sunt de construcțiile ilegale și multe alte probleme cu care le-am aflat fiind primar al municipiului Bălți, sunt altele stabilite de colegii mei și noi avem de muncit foarte mult. Noi doar vrem să mergem cu proiecte de lege gata, să nu mai spunem că avem 6 luni nevoie să ne pregătim. Dacă am spus că 5% din vânzarea alcoolului și tunului pentru sținerea tineretului și sportului. Bah, s-au făcut. Și multe alte proiecte care le după propunem. După anticipate, ar putea să se ajungă la alte anticipate? Sigur, nu din cauza blocului electoral Renata Usată. Deci, aici sunt sigur. Că, știți cum? Hoțomanii, cu dânșa sibă interesantă în Parlament, știți cum îi vor identifica cetățenii? Sper să fie foarte puțin. Spre exemplu, vine propunerea din partea lui Usată, modificarea codului penal. Pentru corupție, termenul se începe de la 15 ani. Doar dumneavoastră vă dați seama că practic toți din majoritatea de astăzi, vorbim de Șor, Dodon, dar între socialiști mai sunt și băieți buni. Am vedere oameni, susținători, deputați. Dar majoritatea dintre ei niciodată n-ați voteze, că ei primii trebuie să meargă scoasă păpuși la Cricova sau alt penitenciar din țară.
Relația cu Estul și cu Vestul, cum ați vrea să fie stabilită de o colaborare maximă. Iată, spre exemplu, am război cu unele servicii din Federația Rusă, dar înțeleg că cetățenii noștri, agricultorii, au nevoie de export. Eu niciodată nu pot să pun mai presus problemele personale lui Sate, știți? Adică să le pun mai presus decât interesul național a țării. De asta noi colaborăm, trebuie să avem o colaborare și cu Estul și cu Vestul, dar dacă vorbim despre implementarea reformelor, despre care tot au vorbit mai multe partide care de dimineața până seara strigau că sunt pro-europeni și vorbeau despre lupta cu corupția. La acest capitol eu mai mult am reușit ca primar de Bălți decât tot cei care se declarau pro-europeni. Deci noi, dacă împreună cu experții stabilim că sistemul de medicină din Germania este unul, dacă nu perfect, este unul extraordinar de bun. Trebuie implementat la noi. Sau ce sunt de reforme în justiție. Și eu văd dorința permanentă a partenerilor din exterior, vorbesc acum de partenerii din Occident, că ei s-au saturat de promisiuni, de bani care au fost furați, inclusiv care au fost preconizați în reforme, pentru reforme domeniului. Ei vor deja realizări. Și eu sunt sigur că blocul electoral Renato Usatăi va fi cel mai bun instrument pentru realizarea la toate reformele care sunt în folosul cetățenilor Republicii Moldova. Câți bani se cheltuie în campania electorală și dacă banul mai rămâne a fi decisiv pentru alegeri? Este foarte decisiv, cu părere de rău. Eu văd cheltuieli enorme care noi blocul electoral, noi le avem de la început campanii, dar diferența între noi și toți ceilalți este una. Când eu nu pot să declar că în toată campania electorală, cum alții au cheltuit 15.000 de lei la 2 sau 300 automobile. A? Cineva să vă ajute, da, financiar? A, da, exact. Sigur, m-am adresat. Este o problemă morală pentru mine. Oligarhilor v-ați adresat? Nu, eu nu pot să mă adresez oligarhilor. Doamna Lina, pentru acest scrutin electoral, eu puteam să găsesc bani singur, necătând că situația acum nu este cea mai bună și să îmi dea afaceri, dar eu singur găseam acești bani. Dar nu pot să te adresez la oligarhi, legislația nu permite ca să fie transferați mai mult de 100.000 de lei. Eu am făcut un apel la toți cei din diaspora. Sunt astăzi sute, dar nu sunt sute, sunt mii de cetățeni pe care i-am ajutat cu diferite proiecte, cu diferite obiecte în construcție, în special în Federația Rusă. Multe au avut loc în Italia, în alte state europene. Unii băieți, îi mulțumesc chiar din suflet, că da, legea nu le permite să transfere mai mult de 1.200 de euro de persoană. Mi-e rușine că fac acest apel, dar mă obligă legislația să-l fac și îi mulțumesc pe cei care au donat și pe cei care continuă să doneze în continuare. Există un agent care organizează licitații și le câștigă pentru care ar avea sprijinul lui Renato Usatăi, adică, în administrația publică locală? Dumneavoastră vorbiți despre aberațiile care au apărut acum două zile? Am citit, vă întreb. Nu, dar nu, aici chiar vreau să vă răspund. Eu, aceste aberații au propus, ele sunt repetate. A apărut pe site-urile fake al lui Dodon acum 6 luni și acum le-a repetat unul din cei mai murdari de pe arena politică din Moldova, pe care i-am dat un nume fiind la Natalia Morari în emisiune, ca să nu o repet încă o dată. Acolo se scrie că Renato Usatăi, primar de Bălți, și tot ceilalți primari au contract cu aceiași agenți economici. Așa. Și are Usatăi și rest primarilor cu achiziții publice, prima și doi. Aceste companii, am verificat, au contracte cu toate primăriile din țară. Deci nu sunt cu primăriile doar din primarii din partea partidului, dar sunt absolut cu toți. Cei ține de deservile a școlilor. Și vă spun eu că, apropo, tot una din probleme care a trebuit să hotărâm o problemă cu cel mai mic preț. Fel de fel de vagabond astăzi câștigă mai multe licitații, cu cel mai mic preț și cu cea mai proastă calitate în același timp. Noi nu suntem atât de bogați ca stat, ca să cheltuim o sumedenie de bani pe ceea ce nu este calitativ. Dar dacă era adevărat, măcar un procent din ceea ce a apărut la acest tip roșcat, vă asigur eu că cineau lui Dodon de mult m-ar rupea, împreună cu voi, cu și restul structurilor. Câți bani veți cheltui în această campanie? Ați făcut o estimare? Am făcut o estimare că avem nevoie de foarte mulți bani, deoarece cea mai... Câți?
Astăzi am calculat că dacă să avem contracte de publicitate doar cu televiziunile, nu mai vorbim de tipar, de benzină, alte cheltuieli, doar pentru spoturi TV este nevoie numai puțin de, dacă nu greșesc, 10 milioane de lei. Deci am căzut jos când ieri am văzut. Doar spoturi TV. Vă dați seama. Mai aveți rezerve din economiile pe care le-ați făcut? Toate rezervele mele în dolari, în euro, în ruble rusești, sunt în averea declarația mea. În declarația mea, da. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc!